În timp ce unii producători vând cuțite din veci 10 pe la 300, 400, 500, 600 de euro, există alți producători care fac super cuțite la 200 de euro. Și am să vă explic pe parcursul filmării de ce. Astăzi vă prezint un super cuțit din una din cele mai bune linii de la brandul Tsuneisa, și anume un cuțit prelucrat din oțel tip pulbere metalurgică SRS 15, un ghiuto de 210 mm. Pentru cei care ați urmărit poate de ceva vreme prezentările mele, vedeți că la un moment dat am prezentat pe canal un Nakiri de la Tsuneisa din oțel SRS 13. Acela este primul prezentat din linia de oțeluri de acest gen, din pulbere metalurgică de SRS 13, un super cuțit și acela, datorită construcției și a oțelului. Cei care vă interesează puteți să căutați pe canal și îl veți găsi. L-am recomandat, deși lumea a ignorat și încă caută avioane, dar ăla este unul din cele mai performante cuțite Nakiri de pe piață pentru tot ceea ce oferă. La fel cum este și acest cuțit Ghiuto din SRS 15, care vi-l prezint astăzi. Brandul deja este arhi cunoscut la mine pe canal, nu mai necesită introducere, dar nu am avut în prezentare până acum, pentru că este un cuțit mai greu de găsit în Europa, din acest oțel SRS 15. Repet, 15 față de Nakiriu care l-am prezentat și era SRS 13. Iar pe parcursul filmării vă voi explica și diferențele între aceste două tipuri de oțeluri care sunt aproape identice. Hai să vă arăt întâi cuțitul. Este o construcție de tip laminare cu miez din acel oțel SRS 15, inoxidabil, la fel ca și în laminarea. Este simplist construit, la fel ca și cuțitele de la Takamura sau mulți alții, cu mâneri de tip european din Paca, avem bolster, avem full tang, kanji pe lamă pe partea dreaptă, se vede linia laminării, iar pe stânga la fel de simplu. Nimic deosebit la acest cuțit, în afara faptului că este un super cuțit. Și hai să povestim despre el de ce. Acum, există totuși niște voci care susțin că sursele oficiale ar spune că de fapt este SRS 13 și nu 15. Nu am reușit să găsesc această informație decât ceea ce îmi confirmă distribuitorul de la care eu cumpăr, care are o relație cu atelierele din Japonia de unde le ia în cantități mai mari, dar mă rog, trecem peste pentru că nu am un argument solid în care să susțin că da, este sau nu este, dar indiferent care din aceste două variante de oțeluri, fie că e 13, fie că 15 de la SRS, este foarte, foarte bine. Hai să continuăm cu dimensiunile cuțitului, după care revenim la povestea oțelului și ce anume îl face deosebit. Avem o lungime totală de 335 de mm cu o lungime a lamei de 215 mm. Avem o lățime sau înălțime a lamei la călcâi deasupra, la comă deasupra de călcâi de 44,41 de milimetri, o grosime la coamă de 2,21, care se păstrează treptat și la mijloc și înspre vârf, și abia aici începe să se îngusteze la vârf, exact unde trebuie și unde are nevoie de performanță în tăiere. Avem o grosime în tăiș mai puțin stați așa că nu l-am prins acum, 0,16 în tăiș
la călcâi, la mijloc, tot așa 0,15, ceea ce îl face foarte subțire. Am zis, avem un mâner de tip de lemn cu full tank din lemn de paca stabilizat. Avem o greutate a lamei de 195 de grame, evident mai greuț un pic decât cele din lemn cu hidden tank, unde nu avem bolster, nu avem nituri și nu avem full tank. Și ca și construcție și finisaje este impecabil făcut. Nu am reușit să-i găsesc defecte. Rare ori găsesc defecte la cuțitele de la Tsuneisa. Sunt foarte bine și atent lucrate, iar la acest cuțit nu face excepție. Acum, hai să povestim un pic de ce este deosebit acest cuțit. Am spus, în primul rând, din punct de vedere al oțelului. Acest oțel SRS-13 are o concentrație, 15 în cazul acestuia, are o concentrație de carbon în el de 1,50. Are o adiție, în adiție are aliaje precum este cromul în procent de 13%, are molibden de 2,75, are vanadiu 1,25, are wolfram, wolframul este 1,25, vanadiu are, din ce mi-amintesc, undeva la 1,50, mangan 0,30 și parcă siliciu mai era, da, tot undeva în zona de 0,25-0,30. La diferența dintre SRS-15 și SRS-13 este una aproape identică, diferă doar procentajul de concentrație de carbon al oțelului între 13 și 15, unde SRS-13 are 1,30 concentrație de carbon, iar SRS-15 prezent aici are o concentrație de 1,50. În realitate, nu ți-ai putea da seama sub nicio formă de această diferență, pentru că diferența aia de 0,5% în ăsta, cum îi zice, 0,20% în, între carbon, între SRS-13 și 15 de carbon, nu este ceva semnificativ care să să zică mare lucru, deși într-adevăr se întâmplă niște chestii din punct de vedere metalurgic în forjare și în tratamentul termic, dar dacă acest cuțit ar fi așa cum s-ar preconiza din SRS-13 și nu 15, ar fi un avantaj utilizator, pentru că diferența mai mică de concentrație de carbon îl face să fie mult mai inoxidabil decât 15-le, care în teorie, deși are aceeași compoziție de crom, are 0,20 în plus față de 13. Bun, ca să nu vă plictisesc cu aceste informații, este inoxidabil, laminarea este inoxidabilă ca și miezul, este un oțel care este călit în zona de 64 HRC duritate de către atelierele care îl produc și că vorbim de ateliere, este făcut la fabrica de cuțite din Japonia, Hokiyama. Am mai discutat despre asta în filmările anterioare, pentru că sunt multe cuțite care sunt făcute acolo la ei, de diferiți fierari, și atunci când spun că este un super cuțit, este exact din motivele pe care deja le-am zis, al tipului de oțel, al performanței în tăiere, al agresivității tăișului, al retenției net superioare a tăișului față de majoritatea oțelurilor carboane slab aliate, și datorită faptului că acest oțel de tip SRS-13 și 15 are, din ce informații am, nu știu cât sunt de reale, dar dacă este așa, este posibil ca acea fabrică de la Hokiyama să aibă dreptul exclusiv de a utiliza acest oțel SRS-13 și 15, cel puțin așa am auzit că ei dețin drepturile exclusive de a utiliza acest cuțit, aceste oțeluri. Dar am mai văzut totodată cuțite și la câțiva alți fierari din acest oțel. Nu mi-amintesc unul din nume, dar unul cu siguranță este un nume cu rezonanță la japonez, și anume Takeshi Saji. Spre deosebire de acest cuțit care îl găsiți la preț de achiziție de pe la 1100-1200 de lei începând în sus,
îl veți găsi ceva similar pe la Takeshi Sagi, pe la 300, 350 sau 400 de euro. Alți producători, puținii producători care fac sau vor face cuțite din acest oțel, sau la Akifusa, care Akifusa este, din ce am înțeles, fie fostul brand Tsuneisa, fie actualul brand Tsuneisa. Este o redenumire probabil sau o colaborare între ei, două branduri diferite fuzionate, nu mai știu exact cum e. Nu contează asta prea mult. Ce contează pentru noi, utilizatorul? Este faptul că este un oțel foarte dur, foarte dur călit. Proprietățile lui, aliajele din care el este făcut, permit o retenție foarte mare, superioară, cum am zis, multor oțeluri carboane și altor tipuri de oțeluri de pulberi metalurgice, cum este, de exemplu, SG2-ul. Spre surprinderea mea, în testele pe care eu le-am făcut, pentru că eu personal fac diverse teste de tăiere și de anduranță și așa mai departe pe cuțitele care îmi trec prin mână, și până în momentul de față, SRS-13 și ăsta 15, la testele mele de retenție tăiș, stă undeva în topul cuțitelor de comerț, vorba aia, chiar dacă am testat și cuțite făcute de artizani. Dar, în general, la cuțitele care eu le testez și le testez pe toate, de la slab calitativ până la mediu calitativ până la super premium, cum sunt acestea, dar ca să rezum așa într-o discuție între cuțitele japoneze și oțelurile făcute, utilizate de japonezi în construcția lamelor, SRS-13 le stă undeva aproape cel mai sus, foarte aproape de HAP40 și ZDP189 ca și retenție tăiș. Adică este peste Shirogami, peste Aogami, peste VG10, peste ATS34, peste Jinsan, peste SG2. Este discutabil cumva cam la egal undeva cu Chromax-ul de la Takamura. Și am zis, peste toate Aogami 1, 2 și Aogami Super și nu mai știu ce alte pulberi metalurgice, că nu-mi vin în cap de la ei. Da, mai e ZA18, am zis ATS34, în fine. Deci, ca idee, în testele mele personale de retenție la tăiș, acesta stă aproape cel mai sus, urmat de sub HAP40 și ZDP189. Prin urmare, este un cuțit de anduranță, este un cuțit care nu se ciobește atât de ușor ca un carbon slab aliat. Este un cuțit de care suportă un pic mai mult abuz față de altele. Are un tăiș super agresiv și cu siguranță este și subțire. Geometria este de tip convecție totală, de la coamă până la tăiș, subtilă. Foarte subtilă. Avem din nou de a face cu un cuțit de performanță la 2 mm, 2,2 pe coamă cât are el. Super ușor convex și subțire atât în tăiș cât și în coamă. Este un adevărat laser, să zic așa. Bun. De tăiat, foarte silențios pe hârtie. Foarte, foarte fin. Roșia o taie impecabil, fără cea mai mică problemă, trece prin pieliță. Nu i-am tăiat nici fundul. Deci, după cum vedeți, la capitolul produs de gen roșie sau orice ar avea genul ăsta de pieliță, pătrunde foarte, foarte fin. La morcov, ca de obicei, foarte fin trece, nu simt rezistență foarte mare, nu despică, nu sfârâie. Este foarte, foarte performant. Ați observat că avem și un pic de eliberare produs.
Prin urmare, nu am decât cuvinte de laudă pentru ceea ce fac cei de la brandul Tsune Isa, sau mai exact firarii ce lucrează pentru acel brand de la diferitele ateliere. Iar ăsta este unul din cele mai bune cuțite de la ei. Așa cum am zis, îl veți găsi la prețuri ce variază de pe la 1100-1200 de lei în sus, dar îl veți găsi mai greu, pentru că nu prea este, pentru că nu prea mulți lucrează cu acest tip de oțel. Veți găsi doar 2, 3, maxim probabil 4 branduri sau ateliere care lucrează cu acest oțel. Și prin urmare, la 200 și un pic de euro față de 3-4-500, ăsta nu este un cuțit de ratat. Mai ales pentru cei care vor cuțite de anduranță lungă cu retenție superioară carbonelor la tăiș. Prin urmare, acesta a fost Tsune Isa SRS 15 210 mm Gyuto, oțel SRS 15 am zis deja, pulbere metalurgică, 64 duritate, un super cuțit care se vinde la un preț foarte rezonabil din punctul meu de vedere pentru tot ceea ce oferă. Și am să caut să văd dacă reușesc să aduc în stocuri mai mari, adică cel puțin câteva bucăți am vrut să spun, pentru vânzare, iar dacă da, le veți găsi pe canalul meu de, pe profilul meu de Facebook, pe grupul Cuțite de Bucătărie și pe unde mă mai vedeți. Acesta va merge la un bucătar din Cluj, care sper să-l folosească cu mare plăcere. Voi aștepta un feedback și de la el și nu am decât cuvinte de laudă. Aceasta a fost filmarea pentru ziua de azi. Ne revedem!